Eveniment deosebit cu ocazia marcării unui secol de la fondarea Teatrului Național Mihai Eminescu. Întreprinderea de stat Poșta Moldovei a lansat un întreg poștal din care descoperim file de aur ale istoriei naționalului de la Chișinău. Aplicarea ștampilei pe întregul poștal prima zi a emisiunii, semnăturile directorilor de la Poșta Moldovei de la Teatrul Național Mihai Eminescu a constituit momentul lansării unei valoroase piese, semn de prețuire al unui secol de activitate a Teatrului Românesc la Chișinău. Așa că vă mulțumim, noi vă mulțumim. Să știți că pentru mine este chiar o onoare să particip și să lansăm acest efect poștal. Pentru mine, ca și pentru foarte mulți cetățeni, acest teatru este ca și prima dragoste, deoarece și eu în lumea teatrală am pășit anume în teatrul dumneavoastră. Am avut o colaborare destul de fructuoasă cu domnul director Petru Hadârcă, care ne-a pus la dispoziție toate materialele care le vedeți aici. Am încercat într-o piesă mică să redăm o istorie întreagă de 100 de ani. Este de fapt un teatru-muzeu, aș zice eu. Aici am crescut, aici am venit la teatru, aici am învățat foarte multe lucruri. Este o bucurie pentru cei care nemijlocit suntem pe scena Teatrului Național Mihai Eminescu. Eu personal sunt măgulit la ideea că am asistat la acest moment, momentul lansării. Posesorii întregului poștal vor descoperi file de aur din existența de un secol a instituției. De începând cu semnătura lui George Topărceanu pe ștampila din primii ani de activitate, cu imaginea primului director a Teatrului Național, Gheorghe Mitu Dimitriu. Am găsit poza asta la Arhiva Națională de la București, alături de actul unirii Basarabiei cu România. Iar ceea ce relatează pe acest întreg poștal și primul edificiu unde a activat primii ani Teatrul Național, Clubul Nobilimii, pe urmă, mai târziu, s-a decis de către Consiliul Municipal să se aloce un teren viran lângă banca orașului și să se înceapă construcția acestui edificiu de care ne bucurăm și astăzi. Aici mai e o schiță a lui August Baier, cum am vorbit, realizat în anul 1925, iar foaia de antet, făcându-se referință la un raport a deschiderii stagiunii Teatrului Național către Ministerul Cultelor și Artelor de la București. Au fost emise suficiente colițe cu o marcă, așa că s-o poată procura și filateliștii, dar și să fie aplicat cu cât mai multe plicuri. Încurajăm populația să procure această coliță și să fie aplicat pe plicuri, să trimite scrisori celor dragi cu care au fost probabil pentru prima dată la spectacolul acestui apreciat teatru. Acum se finisează lucrările asupra unui documentar despre istoria teatrului. Urmează a fi lansate câteva albumuri. Amintim că activitățile prilejuite de aniversarea 100 de ani a Teatrului Național Mihai Eminescu se desfășoară sub egida președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, și a președintelui României, Klaus Iohannis.